Salut și bine ai venit la The Crypto Night Talks, e creative, eu sunt Răzvan Rareș și astăzi alături de noi îl avem pe Adrian Despo. Hello boys! A fondat trupa Vița de Vie în 96 și de atunci a devenit unul din cei mai puternici și distinți frontman din România. Fals! N-am formă Vița de Vie. It was me! I had to check that information, fuck. Da, nu, no, nu, no, nu. No. O să yeah. ne povestești despre, okay. asta. deja începem cu controverse. Dau mai departe. E un producător și compozitor de săvârșit, versatil în versuri și melodii și mereu cu vorbele potrivite la el. fals dar se acceptă. Okay. Desfatai-se. Ce gânduri te prindem fix acum când începem? La ce te gândeai? Chiar acum? Mm. Uh, sunt ușor negăsit. Uh, adică mai negăsit decât sunt de obicei. Uh, calitatea asta e în același timp și un defect a artistului să, să fie un, un negăsit e o căutare perpetuă dar acum în zilele astea chiar sunt negăsit pentru că e finalul rare și mai devreme sunt singur acasă de vreo patru zile și uh, nu știu cum e să fii singur adică nu, am fost niciodată singur sunt cu lisa de 30 de ani, adică din liceu, de când încă locuiam cu părinții, când n-am mai locuit cu părinții, am început să locuiesc cu Lisa, au venit copii, cățelul, căței, whatever și acum a doar eu cu Manuș acasă și de patru zile like... Dar uai, unde e familie? Într-o vacanță. Eu am rămas că mai erau niște concerte de făcut aici și nu știu ce să fac în casă. E straniu așa. Bine, drept că sunt niște frici din astea primordiale de care aparent suferim toți. Și se pare că uh, sufăr destul de intens de frica asta de abandon, cred că se cheamă, sau ceva de genul mm -hmm. sinceritate. Deci da, anyway, terapia. astăzi se întorc și... Mm -hmm. Zine, dacă tot am Așa greșit, bine. vrei să ne zici de începutul ah, începutului? Da, viței. începutul viței de vie uh, datează cei drept din 96, sau poate uh, late 95, când... Uh, o gașcă de muzicieni care activaseră în anii 80 și something în România sub numele de Asterisk, uh, trupa care s-a spart, s-au gândit să refacă trupa și să înceapă să cânte un fel de muzică mai alternativă, ceva de genul ăsta. Uh, <coughs> din trupa asta făceau parte Sorin Dănescu, care avea clubul Hard and Heavy de pe vremuri din Gabroveni de lângă Fire. Aia a fost, practic, prima noastră casă în care am început repetițiile. Pepino era la bas. Pepino venea dintr-o trupă de prog-rock timpuriu românesc, care se numea Floarea Albastră, dacă nu mă înșel. E <coughs> înregistrat și asterici și floarea albastră? Adică au fost înregistrați sau s-au pierdut? în? Eu nu, n-am ascultat. <laughs> Știu doar că, că au existat. Mm. Uh, după aia era Pope la Tobe, uh, era Vrabie la chitară și la voce era Bodo. Bodo okay. de la Proconsul. Asta era formula inițială vița de vie. După care Bodo a tras trei demuri. Și nu am mai venit la repetiții. Deci ce au avut nevoie de un alt solist vocal? Și printr-o conjunctură am ajuns eu, Solist Vocal, la Vița de Vie. În momentul în care am ajuns eu, aproape 80% din primul album Rahova era deja compus, mainly de către Pepino, și Vrabie, care a plecat imediat și el din trupă și a fost înlocuit cu Jojo, cu chitaristul nostru care după a plecat în Canada. Uh, și aportul meu componistic la Arahova e foarte micuț, adică am participat doar la o sesiune de compoziție pe melodia Abdullah, secretara, și am scris două cântece, cele mai proaste, cele mai depresive, vreau să zic, de pe album, încet și spre paradis. Cam asta a fost începutul vița de vie. Da, mă bucur că am început cu asta, nu știu cât de nu știu cât de publice sunt chestiile astea, eu nu știam din început ăsta. More or less, nu știu, mm -hmm. publici, nu interesează pe nimeni răzvihim. Come, mm -hmm. come on, come e. on, come on. Mi se pare că aici cumva te pui mai jos decât... No. Așa. Cred it, că it, foarte it is, multe it lume te vede ca un mentor și ca un... Uh, like... cu, cu atât mai mult. Da. Și, <laughs> nou, no, și e... dacă tu vorbim de începuturi... No, a, asta e o meserie pe, pe, pe care o faci pentru tine... Uh, E o meserie pe care o faci pentru tine și pentru uh, ideile tale din cap. Și cu cât ideile sunt mai mari, cu atât lucrurile pe care le faci sunt mai mari. Dar, uh, really, în fapt, Absolut, nobody cares. But Da, dacă da. tot zicem de începuturi, ce ce muzică să asculta în familia Despot când erai copil Asculta muzică? Da, se asculta non-stop muzică dar nu pentru că era vreo melomanie pe acolo prin casă ci pentru că pe problema Ceaușescu erau foarte puține lucruri de făcut <laughs> uh, și era foarte puțină informație care ajungea la tine uh, poate din cauza asta oamenii petreceau mai mult timp citind că literatura mai uh, scăpa, știi? Mm. Uh, dar muzica venea extrem de greu, muzica de afară radioul și televiziunea, mă rog, cele două ore de televiziune de pe vremea aia cuprindeau muzică populară și muzică ușoară, dar de afară veneau viniluri și benzi de magnetofon și tata fiind inginer și fiind pasionat de tehnică avea toate aparaturile, adică toate mm -hmm. casetofonele, decurile, chiurile și făcuse lorgă de lumini, magnetofon, pickup, boxe și așa mai departe, da, da, da. Rula, practic, în continuu, nefiind radio fiind destul de infect și televizorul ne emițând decât două de ore pe zi, în continuu rulau benzile de magnetofon. Benzile care rulau, din fericire, vreo două dintre ele erau cu Beatles, adică a lot of yeah. Beatles. Um, eu nu eram atras de muzică atunci când eram mic, de-abia prin a cincea am apucat de chitară așa mai degrabă de gura lui maică mea, te-au ghiuntit ai tăi la început? Mm? Te-au ai tăi la început? Nu, mi-a zis asta? mama că eu nu vrei să te apuci de un instrument. De fapt, eram un copil foarte agitat. Mi-a rămas forma asta de efervescență. Eu nu puteam să stau locului. Și de la școală au chemat-o pe mama profesoarele. Doamna Despot, face ceva cu Adrian, dați-l la un sport. Păi face un sport. Doamna, mai dați-l la unul. M-a dat și la al doilea sport, în continuare nu, băiatul nu se liniștea și atunci s-a gândit, ok, hai să nu vrei să te apuci de chitară. Ok. Mm. Dar ai făcut ce cu profesor Da, sau? din păcate am făcut chitară clasică. Adică, din păcate, m-a ajutat foarte mult, dar nu la scopul inițial. Scopul inițial fiind Uh, hai apucă-te de chitară, că dacă o să cânți la chitară o să te placă fetele mai mult. Acum nu știu de ce mama credea că eu în clasa 5 am o problemă cu fetele, că trebuia să mă placă mai mult, dar m am apucat de chitară. Uh, which was a big fail, pentru că, pe lângă faptul că nu studiam deloc, deci l-am omorât pe profesorul ăla, adică mi-e -mi e rușine de el, deși... Uh, m-am realizat, că Chit chitara a devenit, cum să zic, colacul meu de salvare în, în, viața asta, dar ca elev am fost dezastru. Uh, și pe lângă faptul că cântam prost, cântam și Bach, adică nicio șansă să agăs fete. You know, în clasa a șasea, a șaptea, frumoasă, îți cânt un Bach, Muci cu cacat Cred că deci, maxim de reacție Ce am putut să stârnesc ca și chitarist De muzică clasică a fost Mila Mila Cuneș da. Chiar care erau la atunci că Nu știu dacă se făceau și atunci Cum se mai fac acum de Întâlniri din astea de cântat Și se cântă piese Care erau standardele la care se cereau se... Uh... Dacă te referi la muzică clasică... Uh... Nu, mă refer gen acum, dacă ne-am pune la cântat, într-o gașcă mai mare, cântă-mi și mie, Andri Popa, cântă-mi și mie, ah, okay. știi la ce mă refer? După fail ăsta cu chitara clasică la mine, am luat o pauză de chitară pentru că nu mai puteam nici de rușine față de profesorul meu, nu-mi plăcea deloc ce făceam, nu studiam, adică era inutil. Și am luat vreun an pauză până pe la sfârșit, jumătatea clasei a 8 când întâmplător a venit un prieten la noi și a luat chitara de pe perete și mi-a cântat un riff de la Metallica și un riff de la Sex Pistol. Și în momentul ăla, când am văzut că, în primul rând, că chitara poate să sune așa, în gvinte, habar nu aveam că se poate cânta vinte și că sună așa și că n-ai nevoie de 10 degete să cânti la chitară, e suficient de astea două ca o pană și de două la mâna stângă, am zis mm -hmm. this is for me, nice. I want this ce asta, Metallica, si can destroy și din momentul ăla like, viața mea s-a schimbat cu totul, pentru că uh, Practic, metalica a fost scânteia care m-a. Metallica, și nu orice metalic, metallica, Chile uh, Mol și, în speță, Melodia Sick and Destroy. Uh, au fost scânteia care uh, au aprins în mine flacăra asta care pare de nestăvilit Și din momentul ăla am devenit autodidact. Adică Uh, am intrat într-o gașcă de rockeri, luam casete, tot ce prindeam în mână, stăteam cu casetofonul de stop, nu știu ce, și scoteam după ureche toate, 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 nice, toate lucrurile nice. pe, pe care le auzeam. Astfel am scos după ureche aproape toată discografia Phoenix, toată discografia Celelalte Cuvinte, foarte mult Beatles, adică nu existau partituri sau... Mm -hmm. mă Și acum e puțin așa când copiii în ziua de azi sunt foarte răsfățați. Am văzut un post la tine, chiar îmi spaz, da. dar pot să elaborez chestia. Copiii sunt foarte răsfățați în sensul că sunt obișnuiți să primească lucruri, știi? Scoatem mm -hmm. o piesă, hei, îmi dați un tab, o tabulatură, o partitură la piesa asta. Zic, dude, nu! Zic, Trust me, adică vreau să te ajut ca muzician, pune mâna și scoate după ureche. Adică eu nu trebuie mm -hmm. să văd acolo 5-3, nu știu ce, exercițiul ăsta de, de a, scoate după ureche și de a... Cu atât mai mult când am dat, de exemplu, de acordaje alternative. Habar nu aveam că chitara se poate acorda și altfel decât standard, știi? Și când scoteam piese de la Soundgarden, Giu, <laughs> adică era yeah. fucking infernal să. Mm -hmm. dar reușeam într-un mod sau altul, știi? Mm -hmm. Și asta a ținut loc de coloane, de exerciții, de extensii și așa mai departe. Plus că mi-a dezvoltat foarte tare auzul. Și. Uh, după care. A urmat imediat Revoluția și clasa noua. Din clasa noua, practic, nu m-am mai despărțit de chitară. Uh, și peste tot unde mergeam, la școală sau vacanțe la Arace și așa mai departe, chitară era în continuu cu mine și cântam non-stop. Noi. Uh -huh. Toți. Adică, practic, în liceu am făcut trei lucruri. Uh, am cântat la chitară, am jucat basket și am băut bere. Asta a fost, uh, asta a fost liceul uh, în mare. Dar muzica era peste tot, iar ce cântam, uh, toate piesele astea românești, toate trupele astea enumerate mai devreme, uh, Metallica, bineînțeles, Guns and Roses uh, și mult, mult Beatles. Mm. Nu am Și în spate e acolo, no. colțul Beatles mm. în spatele tău. Yeah. <laughs> și nu mai vine. <laughs> și pentru mine Beatles o, o trupă de căpătâi, așa, adică poți să tot anul, știi cum asculti o trupă foarte mult, după aceea te obosești. Da, nu. Nu-i cazul la Beatles. Adică. Cu, cu, Beatles am pățit chestia asta. Ți-am că la mine în casă rulau foarte des benzile de magnetofon cu Beatles. Eu habar n-aveam cine cânte și nici nu, nu mă interesa. Până prin clasa 9, când sau chiar a 10, am, am, fost din civil, am devenit rocker. Și după niște ani de reală, am trecut printr-o perioadă hippie. Hmm. Când am descoperit uh, Jesus Christ, Superstar, Hair, hmm. uh, mă rog, și ies multă muzică din, din, din perioada aia. Și am fost la un party. Uh, am fost la un party uh, în liceu. Era o muzică pe ale cărei versuri le cunoșteam cu de habar n aveam cine cântă. Și la un moment dat s-a pus Beatles. Habar n-aveam cine, dar știam toate cuvintele, linii melodice. Mm -hmm. Și m-am dus la DJ. La DJ, la <laughs> care până să cine cântă, omule? Beatles. Știați Beatles? Da. Prima oară când am auzit de Beatles ca nume, știi? Mm -hmm. Și uh, din momentul ăla uh, s-a... S-a declanșat și dragostea asta enormă pe care o am pentru Beatles și pentru, mă rog, armoniile lor și tot ce, tot ce s-a întâmplat. Dar, din nou, e ciudat, știi, pentru că eu zic că îi știam, dar nu știam, e ceva așa, sau, o extorsiune al unui degajament. <gri> și cam astea erau standardele pe atunci. <gri> Foarte interesant că niciuna dintre melodiile astea uh, nu erau folosite pentru a găța fete. Deci uh, intențiile maicame mi au fost uh, cu totul și cu totul strivite de zid. Uh, era, nu știu, muzica noastră, a găștii noastre, mm. a tuturor copacilor sub care ne opream și cântam. Mm. Adică efectiv cântam de dimineața până seara, toți uh, cu o chitară sau două chitări sau așa, uh, într o fericire absolut fantastică era. Era și perioada imediat de după Revoluție când uh, simțeam că este maximul de libertate pe care îl puteam să face, știi, să uh, exercita, să, să stăm să cântăm la chitară. Amazing. Și compuneai? Nu, nu, nu. Nu uh, dețineam încă limbajul, știi, adică mm -hmm. scoteam după ureche, nu mm. am apucat să mă gândesc că vreau să compun. Uh, Chestia asta a apărut ceva mai târziu în liceu și e interesant că cumva primele mele compoziții, e mult spus compoziții pentru că nu sunt compoziții, sunt niște timide încercări de a face ceva personal pe chitară și deși Armoniile uh, pe care le cântam, cel puțin din muzica românească, erau destul de standard, la minor, re minor, mm. mi major, astea, nu? No? Râpa. A. Da. <laughs> Stilă standard. Da, da. N-am vrut niciodată, uh, cumva, tot, tot timpul am încercat să scap de românismele din muzica mea. Tot timpul am fost fascinat de uh, intervalele caracteristice ale muzicii alternative, modul mixolidian și așa mai departe. Nu mm -hmm. vreau să intru într-o discuție foarte tehnică, mm -hmm. dar uh, într-o zi, de exemplu, când descoperisem Pearl Jam uh, și nu înțelegeam de ce sună altfel decât orice fel de altă linie melodică ce cânta Vedder, Um, pentru că nu eram suficient de uh, 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 învățat între ale muzicii, am găsit un dude care era la conservator, l-am luat la mine acasă, l-am pus și i-am dat play la uh, la albumul ten și zic zim de ce sună așa? Ce l-a stat cum așa? Chitară, nu nu mă interesează chitară nimic. Vo linia melodică. De de ce sună altfel decât every fucking mm -hmm. thing else? Și a stat el, a ascultat ce a zis. Păi, ăsta cel mai mult ori cântă în modul mixolidian. Ce e în modul mixolidian? Păi este un mod major, dar în care septima, în loc să fie mare, mm. este mică. Asta e tot? Da, ok. Ce e septima? Păi, sept okay. și a, a, atunci încet, încet am. Uh, și încercam să-mi fac liniile melodice pe. pe uh, pe modelul uh, mm. americano uh, alternativ, dacă mm. vrei. Uh, dar încercările de a compune pe chitară, cum să zic, erau extrem de palide și de timide, în schimb păstrau uh, fuga asta de acorduri în stare directă mm -hmm. la minore, minor, mi major și au inclusiv primele mele idei, nu știu, o rezonanță, o altfel de rezonanță. Sunt... E foarte interesant că atunci când te apuci prima oară de muzică, uh, probabil că ați pățit și voi lucrul ăsta, eu știu să cânt la chitară, ok, și știu să cânt la bas, știu puțin să cânt la pian. Dar, de exemplu, dacă îmi dăm pică în mână un sambal, I don't know, uh, în jumătate de oră, o oră, îți fac o melodie la țambalul ăla. Da, da, și, și... Sus, da. exact, știi, cu instrumente pe care nu le cunoști, mm -hmm. pentru că ele sunt inspiraționale. Mm -hmm. Și, de cele mai multe ori, melodia pe care o faci tu, e atât de neortodoxă pentru instrumentul ăla, încât este wow! Mm -hmm. Adică, ce e asta? Țambal. Dar îți la țambal ca la, nu știu, bormașină. Yes! That's mm -hmm. the point. A din păcate nu ține decât o dată. Adică nu, cumva fiecare instrument nou pe care îl, peste care sau de care te împiedici îți permite o singură sclipire, știi? Mm -hmm. După care, mă rog, ar trebui să încep să înveți standard sau așa mai departe. Dar cam așa erau primele mele compoziții. Niște note care creau niște ceva destul de abstract, dar Nice! Adică mm -hmm. mai țin minte și acum prima idee, știi? Le mai ai? O, în cap, da, da, da. da. A, deci nu le-ai tras pe un demo, pe casete? Nu, 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 niciodată. nu le Oricum, casete, nici nu mai știu pe unde mai sunt. E, mai sunt la mamă. No. Și în, în timp însă, tot încercând să tot încercând să rezonez și să-mi formez niște tipare non-românești, a luat totuși destul de mult, cred că vreo 15 ani de... Dar după care, uh, cumva, mi-am intrat într-un fel de automatism și liniile melodice vin de la sine exact așa cum mi cum le doresc. Nu, nu mai trebuie să le stau cu șublerul pe ele să... Mm -hmm. Da. făcă te e... it. te da. Ziceam de Casa Despot de atunci, ce se ascultă în Casa Despot de în casa despot de azi se ascultă extrem de multă muzică. În primul rând, eu am monopol pe sufragerie de cele mai multe ori și în sufragerie de cele mai multe ori este muzica anului în cursul căruia suntem. Sunt nebunit pe muzica nouă, am așa o foame de muzică nouă. Deci, probabil că anul ăsta cel mai mult s-au ascultat albume din 2024. La Toma în cameră se ascultă... E foarte interesant ce ascultă Toma, pentru că Toma produce și este adeptul muzicii minimal. În același timp, ascultă foarte mult prog rock și snarky papi și toți ăștia care uh, nu sunt neapărat pentru mine, știi? Dar mm -hmm. e foarte interesant că e la antipozi, adică minimul e, așa cum explică el, e o muzică la care dacă apare cumva al doilea acord e too much, mm -hmm. Adică, știi, iar ce se întâmplă în partea cealaltă, în rocul uh, progresiv, sunt foarte multe note. nu? Da? Note multe, bani puțin. Cum... Exact. <laughs> Uh, iar Maia, care uh, recent s-a apucat de baschitare și armonie, la like, nice. da. Uh, Maia e puțin mai. Uh, are niște ziduri mai uh, proeminente, așa în jurul ei, și mă uimește uh, tot în zona indie cu instrumente asculte, dar. Uh, Mă iubește de, de foarte multe ori eu, când eu încerc să vin către ea cu niște propuneri, și ea știe deja. Mai încă nu șeruiește. Știi? Mm -hmm. e... Da. Și mai am o, am și, am și un membru. Face armata ei. Uh, Lisa, de obicei, nu are voie să se apropie de uh, playerul din Sufragerie, pentru că de cele mai multe ori când o face, uh, apar în casă muzicalurile. Și copiii, când aud de musicaluri, Like, what? No, please, oprește asta. Zic, dude, e foarte. a sucker for musicals myself, știi? Dar Thomas zice, dar nu se poate. Dar cum? Adică, la merge pe stradă și. de ce trebuie să cânte ce zice? Am venit aici, la un podcast. Și toți sunt veseli, așa. Ce au? Da, mă rog. Nu înțelege convenția asta. Trebuie să-l arăt Sweeney Todd nu vor nimic. A, absolut nimic, nimic, nimic. Be nimic, nimic, nimic. sincer for the longest time și eu am simțit la fel despre lor. Da? Da. Acum ce m-a mai dat pe brazdă că Ioan, Ioanei, prietenei mele, le plac foarte mult muzicalurile. Mm -hmm. Și. I'm starting to accept, știi, to learn to. Mie îmi <laughs> plac pentru că sunt, a, așa, din start, convenția. Uh, intri într-o convenție de f ferit. Tales, cumva, mm. da, știi? Mm. Uh, scriturile, uh, or or compozitorii și orchestratorii sunt absolut geniali, adică mm. e amazing. Noi cu tot procul nostru și cu Snarky, papiurile mm. și cu whatever you want, noi să putem în viața noastră să scriem ni niște uh, partituri at atât de mișto. Uh, Temele care se repete sunt mici simfonii, dar una dintre ele sunt chiar mari simfonii. Mm -hmm. Da. Mie, mie îmi plac. Da, pe mine și eu eram așa reticent cu musicalul. Primul care m-a prins a fost Sweeney Todd. Ăla mi s-a părut că nu-i vesel, e da. sadic și e, nu știu, și ăla m-a prins maxim. Da. Și Jesus Christ Superstar, dacă poate fi considerat musical. Este musical. Da. Andrew Lloyd Webber. Da. Mm -hmm este unul dintre... Da. Asta și cu her, da, pentru mine sunt... Like, cred că încă poți să ți le când cap cu adătoare. Trebuie toată să, să îi... zic că her nu am ascultat și nu am văzut film încă. Cât de frumos, ce, frumusețe. Bine, sunt, dar sunt, dar multe, îl pun pe listă, adică dacă... sunt multe filme care în mod ideal ar fi trebuit văzute la vremea lor, știi? Pentru că her este... Uh, Post-Vietnam, cam mm. atunci. Mă rog, până la urmă se pleacă în, în Vietnam. Nu vreau să dau spoilere, dar, dar aia e perioada, știi, mm. aia e perioada hippie cu oamenii cu de pe stradă și așa mai departe. A rămas în urma lui doar un parfum, așa extraordinar, mai ales dacă ai și cochetat cu The Hippie Lifestyle. No. Mm. Eu, în sufletul meu, știi că chiar sunt un fel de hipiot, așa. Deci nu, un om bun, bleg. Cu asta la gât, nu o să mai spun nimic. <laughs> da, nu. știu. Aici, pe mine ce m-a prins la curentul hipi a fost uh, parte de muzică. Mm -hmm. Ca, la. hipi înseamnă și politică, înseamnă și da. chestii sociale. Acolo, I don't know what to say. Sincer, sunt indecis. Dar partea de muzică, sfârșitul anilor 60, începutul 70... M măcar cu conceptul lor de libertate, bă, nu ai cum să nu rezonezi. Absolut, C da, da. da. Ce lucruri îți oferă drive în viață? Uh, nu știu. Stai să mă gândesc. Uh, Sunt uh, zile, de exemplu, în care plec de acasă dimineața și vin seara și trec dintr-un alt altă din studio, în repetiții, o filmare, un radio, nu știu ce. Dar pentru că îmi place atât de tare uh, meseria pe care o am și pentru că este atât de norocos să o fac în termenii mei și nu în termenii uh, celorlalți... Uh, Deși ar trebui să vin acasă rupt de oboseală, vin acasă like super hyped și aș mai putea să fac încă 24 sau 48 de ori același lucru. Îmi place. În calitate de om de studio sau producător, un foarte, foarte mare drive îmi dau artiștii cu care lucrez și care îmi plac. Mm -hmm. Pentru că să am șansa să lucrez la o piesă foarte mișto, este ca un boost de energie din ăsta, instant. Uh, sunt unii oameni care sunt obosiți și se duc la sală și după o oră de antrenament poveștile lor sunt că uh, Mama am a de la sală, eram uh, super, în loc să fiu mai obosit, eram super energizat. Așa mă simt eu când dau peste o piesă bună la studio și o lucrez. E, orice rău în lumea asta parcă dispare și uh, faptul că sunt acolo e eu, un uh, eu loc foarte privilegiat pentru mine să, să, să reușesc să fiu în, uh, ca un uh, martor, ca o moașă la nașterea unei entități care este o melodie și care e și mișto. Mm. Dacă melodia e nasoală, Studioul nostru e un studio destul de ciufu din punctul ăsta de vedere, adică am avut o perioadă în care lucram foarte mult publicitate și televiziune, uh, nimic din ce făceam nu ne făcea plăcere, era pur și simplu pentru bani. Câștigam într-adevăr foarte mulți bani, dar nu mai aveam timp de nimic altceva. și După vreo 2 ani de publicitate și televiziune, am făcut o ședință fulger cu pupe, zic, dude, noi suntem noi, trebuie să facem muzica noastră, nu putem să hmm. fim sclavi în studio pentru asta. Hai să oprim tot ce înseamnă lucrul ăsta și pentru că suntem pasionați de studio, haideți să începem să lucrăm doar cu artiști care ne plac și cu uh, produse care, uh, care ne plac. Și am închis porțile divertismentului și ne-am dedicat nouă și uh, vouă. Chiar cum se par Mulțumesc. chestia asta? Nu plus, momentan ce am produs am produs pentru noi. Pentru că ești și compozitor care scrie și spune părerile cumva, a, nu știu, își spune doleanțele pe uh -huh. versus pe muzică versus producător în care cumva asculți povestea altcuiva. Cum se, între, cum, cum se între un sau cum poți să faci diferența între ce al tău și ce al lor? Păi, la un moment dat în mine, oamenii ăștia, doi compozitorul și producătorul sau altoit și au devenit unul. Uh, mi-e -mi foarte greu să compun în momentul de față fără să țin cont de părerea producătorului. Uh, și mi-e foarte greu ca producător uh, să, să fiu un despot gen și să nu țin cont de, de părerea uh, autorului. Mm. Uh, procesul creativ e. E extrem de complex. Cel puțin yeah. pentru mine. E, e foarte posibil ca eu să-mi-l fi complicat atât de mult, știi? Adică, pentru unii lucrurile sunt foarte simple. Să așează la o masă, ia o chitară, în 5 minute au făcut o melodie, în alte 5 minute au făcut versurile, ok, fac off, here I go. Mie mi-a enorm de mult timp. E, mai ales după o pauză din asta componistică. În primul rând, am nevoie de. 10 zile, două săptămâni de uh, încălzire. Încălzirea înseamnă să stau cu chitara la mine în cameră sau la repetiții, să știu că nu o să iasă nimic două săptămâni, dar să încep să caut, să, să chem. Mm -hmm. Hai, 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 hai. Și la un moment dat, pentru că tot timpul inspirația există, dar trebuie să te găsească lucrând, mm -hmm. la un moment dat apare ceva. Acel ceva de obicei e o temă de chitară sau o idee o imagine, ceva care merită dezvoltat mai departe și atunci începe începe un proces extrem de dificil în primul rând de izolare pentru că mă izolez de familie deși sunt în casă cu ei acolo, mintea mea nu mai este decât în piesă și în proiect adică merg, vorbesc cu ei, mi se spun lucruri, răspund, dar nu sunt atent sunt doar acolo ăsta e și motivul pentru care mi-e din ce în ce mai greu să să mă închid în camera mea să, să compun pentru că știu că asta presupune să mă rup de lume și în momentul de față sunt foarte atașat de mica asta lume din, din jurul meu de, de lista de copii și de manuși vreau, vreau să vreau să fiu cât mai mult cu ei știi? Da. Uh, dar presupunând că sunt la mine în cameră și au trecut cele două săptămâni de încălzire încep să apară ideile încep să compun, încep să iau bucăți de puzzle, să-l construiesc și, la un moment dat, deși nu există niciun fel de imagine coerentă a ce ar urma să devină această melodie la care lucrez, din când în când apar așa niște zâmbete pe față, sunt niște mici revelații, pentru că, deși nu știu unde o să ajungă, știu că am, practic toate piesele din puzzle au venit, sunt încă obscure, tot ce mai trebuie să fac e să fiu atent la ele și să le iau să le asamblez. Mm. De multe ori intervine artistul, este foarte orgolios, de multe ori artistul vrea să pună în, în muzica lui lucruri mai mai multe lucruri decât e cazul. Pentru că în orgoliu ăsta de multe ori apare orgoliu instrumentistului care vrea să demonstreze că uite ce atletism pot face eu pe chitară. Toboșarii își pregătesc un break de 10 ani vor să-l pună pe un album și acum adică sunt lucruri de orgoliu, lucruri de orgoliu care din punct de vedere nu au ce să caute într-o melodie sau o, o întinează. Iar la asta trebuie să fie atent producătorul. Aici, eu, aici e prea mult. Dar nu poți să faci un solo de 39 de măsuri? Bineînțeles că poți să faci. Dar care este scopul lui artistic? De ce vrea să spună solo-ul ăsta? No. Adică, tobele țin gruvul, chitara spune o poveste, versurile spun o poveste, acest solo de 39, hai 40 de măsuri, ce ne zice? De exemplu, avem un piese noi, sau eu mă folosesc foarte des de lucrul ăsta de. Uh, în versuri, de exemplu, apare o furtună. Vine furtuna în mintea mea și alerg spre ea. În momentul în care versuri apare furtuna, îmi place tot timpul să sincronizez muzica cu versurile, și atunci orchestra, bandul simulează o furtună. Uh, Interrelaționarea asta între versuri și muzică, de care doar eu mă prind, de-aia ziceam că uh, este mare, mare parte din farme ăsta al, al, al creației și al compoziției. E ca și cum ai intra într-un canal cu o lopată și după o lună ieși de acolo cu zâmbetul pe buze plin de cacat, dar cu zâmbetul pe buze și cu un castel din ala de Ta-da! Mm -hmm. This is what I did. Uh, este amazing, uh, dar e în același timp și un blestem, pentru că te, te duce, te ia de, de aici și ești într-o altă parte. E, Există și riscul uh, prăjirii, să zic așa, pentru că lumea aia uh, inexistentă uh, uh, în care tu ai această capacitate de a canaliza energiile, nu știi de unde sunt și ce caut acolo și de a le canaliza, de a le ordona și din nimic de a reuși să scoți un tot este I don't know. Da, cel mai greu lucru e să ai o foaie albă în față. Se e nu asta e adevărat, dar, dar, nu și pentru mine. Am pățit chestia asta cu un prieten care e arhitect, a fost coleg de liceu și ne întâlnim din când o dată sau de două ori pe an ne întâlnim la, la bere. A, și într-o zi a venit și el și era mai abătut, așa zic, Diu, ce-i cu tine? Am un proiect și nu, nu, nu prea mă descurc. Ce proiect? Uh, am un client uh, care are un teren extrem de mare și uh, vrea să-i construiesc o casă acolo. Zic eu și care are problema bugetul. Zic eu nu, Care are buget. Problema este că uh, este un teren viran și că nu există niciun alt fel de clădire în zonă. Iar eu nu știu ce să fac. Eu, eu știu să construiesc case. Când mă uit în dreapta, văd un bloc, trebuie să țin cont de cota aia, acoperișul ăla, nu știu ce, pac, pa pac. când două ore ți-am construit casa, dar aici mm -hmm. este un fucking uh, câmp gol. Fă-mi o casă. Nu pot. Sunt blocat. Păi, incredibil. Eu asta vreau, să-mi dea cineva un pământ gol și toți banii de pe pământ. Dude, mm -hmm. fă ce vrei tu. Yes! Mm -hmm. da da mm -hmm. Nu, eu vreau cole albe, Le... Uite și acum mi se pare interesant pentru că uh, Vița de Vie e deja un cartier gigant în care cumva cât de mult ții cont de cartierul Vița de Vie care are multe case în urmă și casa care va urma să fie construită. Nu prea mă interesează sau mă interesează nu știu cum să zic Piesele pe care le-am făcut deja nu mă interesează de, decât din prisma uh, uh, faptului că îmi doresc ca tot ce fac de acolo înainte să nu semene și să mă provoace pe mine. Uh, indiscutabil, cel mai mare hit al nostru este basul și cu toba mare este fix genul de melodie pe care n-am vrut să o reproduc niciodată nu că aș fi reușit, adică habar n-am cum s-a compus basul și toba Mare, e un total mister am venit cu riful de chitară, Sorina a venit cu sintagma Basu și toba Mare Pupe a venit a doua zi he's a drummer, you know? adică mm. toate găștile de muzicieni au și un toboșar mă rog. uh, și Pupe a venit Zice, bă, azi noapte am visat eu, uh, o temă de chitară. <sus> tam, tam, ta da. Da, 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 da. Zice, dar o visam așa ca și cum era ca o trompetă. ta 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 da. Judith -da. Marks. Adică, <laughs> you know, și like, bază și -tobre. mare, o piesă care s-a făcut în. I don't know Cred că două sesiuni de două ore dat pozit, totul a curs. Dar ă, asta, de exemplu, nu reușește să înțeleagă producătorul Adrian Despot. Nu înțeleg ce este în basul și cu toba mare că din 99 de 25 de ani still kicks s și nu numai că kicks s e plin de copii în PM-uri la noi pe Facebook și pe Insta copii uh, care ascultă melodia asta, părinților le pun basul și toma mare, și încep să sară prin casă. Adică, adică ei 10 melodii, like, ce vrei tu 10 melodii și una dintre ele basul și toma mare și să vezi like magic. Când se ajunge la basul și toma mare, începe lumea să... No. Nu știu ce, ce confirm, e acolo. Confirm, confirm. Da, nu, no, I really don't know, no. Adică, E lighting in a battle, da, atât. Mm -hmm. Nu știi cum a ajuns acolo, nu știi cum să reproduci. E mm -hmm. it, is what it is Dar am încercat tot timpul, încercăm să... Adică am chestia asta... Dar ții cont de estetica cartierului, nu? Adică nu... Nu. Sau nu, nu deloc. Pur și simplu ce-ți vine atunci... Da, sunt, albă, e albă, sunt foarte... Uh, Eu nu sunt un instrumentist uh, veritabil, să zic așa. Adică dacă comparăm muzica cu un limbaj, uh, eu dețin destul de puține unelte pentru a pentru a face muzică. Adică ai nou, știu acordurile pe chitară, știu notele pe grif, dar nu știu să fac solo, nu știu să fac multe lucruri pe chitară. Și atunci cumva lucrul ăsta a lucrat în favoarea mea pentru că doar cu acordurile alea pe care le știam, nu reușeam să fac o muzică care să placă urechilor mele, să fie suficient de interesante și atunci uh, cumva am reușit să fac din căcat bici pentru că din lucruri foarte simple am stat și le-am amestecat și trag de ele și le învârt și uh, ăsta este tot producătorul, știi? Până când reușesc să scot emoție din uh, nu știu, din lucruri foarte ușor de executat, dacă mm -hmm. vrei știi? Mm -hmm. Dar uh, pentru că m-am prins că partea asta instrumentală nu este uh, partea cu care pot face eu show -off. am înțeles că partea asta emoțională uh, este practic cel mai valoros lucru pe care noi îl avem de, mm. de dat mai departe, de vândut. Știi? Și atunci fiecare lucru pe care îl fac din punct de vedere muzical trebuie să-mi stârnească o emoție pozitivă sau negativă. Iar ea trebuie să fie în perfectă corelație că ADHD-ul așa funcționează cu ce s-a întâmplat înainte, ce s-a întâmplat după. E, e ca. Am zis paralela asta. Sunt fix ca un ceasornicar din ala bătrân, care cu o lupă enormă și cu migală construiește tot mecanismul din jurul ceasurilor. Nu al tău, ci al tău, știi? Fiecare piesulică mică, fiecare rotiță care învârte o rotiță mai mare în spatele unei alte roti, tot mecanismul ăla. Așa funcționează creierul meu. Astea sunt melodiile de la Vița de Vie. Dacă ai, cum să zic, interesul să intri în ele, deep. Da. Dar până la urmă pui ceasul, știi, și îl vinzi. Și. Am cumva mica durere a ceasornicarului uh, care se bucură că i-a fost cumpărat ceasul, dar tipul care i-a cumpărat ceasul doesn't give a shit despre mecanismul ăla, micro, macro, universul ăla mm -hmm. din ceas. Oamenii nu vor decât un ceas care să le arate ora, știi? Mm -hmm. Adev, mamă, ce frumos să zis. Da, așa e. That's no. poetry, bro. That's... <laughs> Foarte da. frumos zis. Da, da, da. da. E. Yeah, nu. No. The loneliness of the long distance runner. Cred că. Nu no. știu, aici eu am, am conectat, adică m-am conectat emoțional la tot ce ai zis și I feel you very, very much. Pentru uh. mine ce puțin e. Nu știu, chestia aia că ai făcut ceasul, știi, mai departe cine îl poartă sau cine îl cumpără, e irrelevant. actul de a face ceasul e. pot. I know. Da, o, o bună perioadă de timp a, a fost suficient uh, să fac ceasuri și lumea să se bucure de ele. Uh, poate că de la vârstă, I don't know, poate că uh, ar trebui să mai dau un cec la orgoliu. Uh, eu am încercat tot timpul să-mi țin sub uh, capac toate excesele de orgoliu, pentru că nu... Nu ajută cu nimic, adică inclusiv partea asta de compoziție, de creație și așa mai departe, sunt lucruri pe care încerc să mi le atribui mie cât mai puțin. Mă declar doar un televizor, adică sunt un om care are capacitatea de a capta energii și de a le pune într-o formă, nu sunt the maker. Sunt doar televizorul care transmite într-o formă sau nu poți să te duci la un televizor. Care ține stilul, da, da, cumva, de, tot felul de, de, de justificări de, de. din astea ca să stau cu piciorul pe orgoliu. Dar mi-e din ce în ce mai greu să... Adică mi-ar plăcea la nebunie... really, am făcut niște ceasuri wow. Yeah, e. Like Așa fucking wow. Și cum să zic, melodiile sunt mișto, au chitări, au bas, au groove au versuri, ele curg. Dar în ele, dacă sap mai adânc, nu știu, de exemplu, metaforă de toamnă sau atâta, eu știu ce acolo. Mm -hmm. nou, și și e acolo. Nu știu dacă ei și versurile și... Uh, le-am dat eu pauză de de ce e acolo și ce, it's really este atât de încântat și este atât de frumos și cumva no, mi-aș dori ca din când în când oamenii să mai desfacă căpăcelul de la ceas și să se uite la, la mecanismul ăla dinăuntru. Mm. Știu că nu interesează, dar... Eu sunt sigur că sunt oameni care sigur sunt Sigur că așa. sunt. Sunt convins Poate că sunt. nu sunt majoritatea, nu știu. Majoritatea e un termen foarte delicat. Majoritatea majoritatea nu se interesați de ceasuri nu, majoritatea din păcate pentru noi pe lângă asta, da uh, cred că facem greșeala să considerăm că majoritatea este uh, masa vocală din social media doar că masa vocală din social media uh, nu este neapărat masa noastră de ascultători mm -hmm. nu, pentru că noi uite, de exemplu, înainte de Revoluție s-a dat la radio muzică ușoară. După Revoluție 90-2000 au apărut trupele noi, tinere, nu știu ce, Moga și așa mai departe. Moga e un tip de care îmi place foarte tare și pe care îl admir. Era un tip foarte efervescent și apărea peste tot și vorbea în stânga și în dreapta. Compozitorii, dinozaurii din muzică, nu aveau, cum să zic, niște oameni bine crescuți, nu că Marius n-ar fi, dar nu se băgau în scandaluri. Și asta este unul dintre păcatele noastre. Noi nu ne băgăm în scandaluri. Noi nu suntem vocali pe internet. Noi nu, adică când ați comentat ultima oară negativ la o postare a cuiva? Like, never. Giude, îmi place, dau un bravo bro, chiar dacă nu te cunosc, e amazing. Dacă nu-mi place, uai, merg mai departe. De, de ce aș sta să... Who am I? Adică, why? Pierd timp. La oamenii care stau și scriu comentarii, oamenii care sunt foarte vocali, ne dau nouă impresia că ei sunt majoritari. De Electric Castle, de exemplu, este genul de loc în care ajungi și îți dai seama că nu. Lumea nu e atât de urâtă cât apare la televizor și cât apare în social media. Și lumea poate să fie exact atât de frumoasă pe cât noi imaginăm. Lumea este atât de frumoasă pe cât noi imaginăm. Cel puțin în alea patru zile de electric ese, unde până și bețivii sunt politicoși. Este amazing ce se întâmplă la festivalul ăla. Este exact lumea care există, dar pe care noi nu o vedem de toți acești scandalagi. Deci, asta cu majoritari, I don't know, suntem mulți, dar suntem foarte tăcuți. Mm. La fel e și cu politica Toți arătăm cu degetul și Ăia n-au făcut nimic, ăia n-au făcut nimic Ar trebui să... Dude, te bași tu în politică? A, ah, nu, că eu de ce? Eu nu, eu doar de aici coment It is what it is mm. Ne merităm politicienii pe care avem Alții nu sunt, sau sunt, dar sunt ca noi Nu mă bag în căcat mm. mm. Nu, no, culpă comună Da, nu știu Eu cred că sunt, sunt mulți oameni Care stau Ai... Mai continuăm metafora cu ceasurile? Nu, da, nu, dar e... Sunt e foarte mulți e. oameni care ascultă muzică din pasiune și sunt acolo în... Nu știu, muzica pentru ei e zona în care se simt împliniți și... Sunt convins că la sunt. Ea cu siguranță știu sunt toate convins șeurile, că sunt. țăurile și... Pe de altă parte. <laughs> you know, uh, îmi pare rău. Sunt și... Uh, sunt o combinație destul de fatidică, sunt un uh, analist uh, depresiv, uh, fatalist de multe ori, știi? Și uh, de, relația asta de love and hate pe care o am cu muzica, pentru că în sora în care o iubesc și este viața mea, ți-am zis ea mă fură de la oamenii pe care îi iubesc și în momentele alea o urăsc. A, adică pe cât de bine mă simt că sunt aproape de a face puzzle-ul și a țese toată pânzea de păianjeni și mai am puțin, îmi dau picioare în gură că în loc să fiu lângă Maia, Toma, Lisa, sunt la mea într-o cameră, în niște nori cu niște vulcani care, you know, adică într-o lume din asta inexistentă, dar care pentru mine e foarte prezentă și puternică. Da. Uh, și, și love and hate-ul ăsta prin care trec de foarte mulți ani ultimul episod s-a încheiat undeva în luna mai sau iunie a început anul ăsta, a fost like, cel mai prost an pentru noi Pupe a avut o problemă cu uh, o operație cu un picior, nu știu ce n-a putut să cânt de vreo lună și jumătate uh, și în luna asta și jumătate în care n-am cântat Um, cum am, am încercat să proiectez industria muzicală. Să Îmi place să fiu conectat cu ce se întâmplă, cu trenduri și așa mai departe. Și uh, proiecțiile mele legate de meseria pe care o facem noi cu instrumente uh, sunt proaste, rău de tot. Really. Adică, de altă parte, nu vreau să tai aripile nimănui. No. Și, da nu, Adică poate să mai uită trupe like tinere și mm. efervescența aia, a, a tinereții cum să zic, aia trebuie prețuită ca aurul. No, nu vă uitați la un moș coclit care dă el predicții despre viitor, despre muzică, dar nu e o perioadă extraordinară pentru noi. Pentru că în momentul de față sunt foarte puține cluburi în care poți cânta în România. Sunt destul de mici. Cluburile nu îți oferă un income suficient cât să te poți întreține din meseria asta. Peste vară sunt festivaluri, dar festivalurile, așa cum văd eu, din păcate o să se împuțineze, pentru că festivalurile, până la urmă, nu sunt societăți caretabile pentru băieții cu instrumente. El vor să vândă bilete. Mm. Și dacă bilete în momentul de față vând Beach Please și Nostalgia, sună or Later, este foarte posibil ca majoritatea festivalurilor să arate o combinație între Beach Please și Nostalgia. You know? mm. Și nu pot să-i blamez pe oamenii aia, că ei trebuie să trăiască. Nu, nimeni nu s-a născut pe pământul ăsta ca să sprijine trupele cu Nu? You know? Și a, astea fiind uh, principalele două surse de, de venit ale unor trupe de rock, nu poți să trăiești din meseria asta. În plus, pe vremuri, cel puțin anii 96-2006, balurile de boboci erau like a fucking big chunk din meseria asta. Rupeam baluri de boboci. Noi, timpuri noi, era amazing. Adică erau dita mai halca de mm -hmm. cașcaval. Nu mai există baluri de boboci pentru noi. Pentru niciunii din noi, mm -hmm. ăștia cu instrumente. Toate balurile de boboci să fac cu alte genuri muzicale. Iar bobocii de azi vor fi publicul de mâine. Iar ei nu sunt nici măcar interesați de. din nou. Know? Înțeleg ce zici. E, adică publicul care vine din spate nu e al nostru. Mm. E al lor. Crezi că e o consecință faptului că e atât de ușor să dai play la orice fel de muzică? E foarte posibil ca muzica să se fi devalorizat din cauza cantității ei. Uh... Acum nici măcar DJ nu mai trebuie să ai, că este Spotify Shuffle sau Spotify da, Radio. Care de multe ori e mai mișto decât DJ. -i. Da. Da. <laughs> da, da. După aia, turnee nu mai există. Adică s-a. You know, în 2000-2010 erau turnee, erau acele blamate festivaluri ale berii, știi, în care se pleca prin țară și se cânta. Nu mai există. Sunt, sunt multe bucăți din businessul nostru care Aia nu mai A fost mai prima noastră portiță de... Da? Da. Așa că previziunile nu sunt tocmai uh, bune. Pe de altă parte, ce mă ține... Uh, de fiecare când încep să fac... Uh, povesteam de luna asta jumate în care am stat mm -hmm. în casă și n-am cântat. Și am ajuns la concluzia că nu pot să trăiesc fără să cânt. Adică, oricât de mici ar fi cluburile în care cântăm și oricât de mare ar fi efortul nostru care noi suntem 10 și noi cu echipă tehnică și cu bla 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 bla. Uh, trebuie să cânt. Pentru că dacă nu cânt uh, nimic nu are rost, nu știu cum să. Mm. I mean, nimic. Viața în sine e nu are rost. E useless total. Și atunci am reînvățat pentru a mia oară că trebuie să mă duc, trebuie să mă duc în cluburile alea mici, nu dacă nu pentru income și pentru supraviețuire, măcar pentru supraviețuirea mea ca, nu știu, ca persoană. Mm -hmm. Pentru ca lumea din jur să aibă un rost. Știi? Da. Da, nu știu, mie mi se pare că uh, cumva mereu la un curent, o să vin un contracurent, și, într-adevăr, acum se pare că este vremea apogeu muzicii care are puține instrumente și cât mai mult backing, și eventual mm -hmm. un frontman care vine și face mai mult show decât orice altceva. Dar mi se pare că uh, tot timpul a funcționat așa. Adică, ciclic au apărut și au dispărut tot felul de moduri de a te exprima, și cred că. Corect doar că, în cicli, uh, scuze că te întreb, în ciclicitatea asta nu a existat niciodată instrumentul numit social media și internet. În roata asta care se învârte, a apărut a, această uh, parte hmm. care, uh, pe care noi o trăim în timp real. Hmm. -a roata asta care se învârte e uh, Dani Iescu de la timpul noi, care este uh, pe lângă un chitarist extraordinar și un uh, înțelept, pe care să zic așa, uh, spunea exact lucrul ăsta acum mulți ani, cred că 10, 12, 15, că nu mai sunt concerte, nu știu ce, bla bla bla. Și noi ce facem, Dane? Și nu facem nimic. Stăm acasă, studiem, compunem și așteptăm ca la un moment dat roata cum se învârte să revină uh, rândul nostru. Mi-e teamă că uh, acești noi și după aia vreau să schimbăm subiectul că uh, e mm -hmm. it's kind of depressing și nu... Mm. E și interesant. Nu da ce uh, uh, Încă nici nu am vorbit despre AI music. Oh. Oamenii au... <laughs> în prezent uh, oamenii au obiceiul să-și simplifice uh, lucrurile. Și, like many years ago, am avut un concert la Sibiu, de exemplu, noi, și în deschidere erau doi dj uh, Noi, cu două dube, întâlnește-te la 6 dimineața la studio, încarcă duba cu scule, ai la Sibiu, descarcă duba cu scule, pune sculele pe scenă, fă probe două ore, cântă, scoate de pește sculele, bagă-le în dubă, întoarce-te la București, ajungi la 5 dimineața, ia sculele din dubă, bagă în studio și așa mai departe. versus two guys with a stick, pam, play, nu probe, nu absolut nimic, in and out. Efectul pe care l-au produs cele două trupe asupra publicului a fost acela, oarecum același. Aici cum poți zici că la DJ oamenii au stat mai mm, și la Vița, mamă, hai să, uite, oamenii ăștia au făcut totuși un efort să vină până aici, cu uite cu câte instrumente mm. au și la Nu, au fost la fel. Și ăla a fost momentul în care am stat și m-am gândit, zic, bă, I love my life. Uh, n-aș putea să renunț niciodată la probele de sunet, nu pentru că sunt nebun și vreau să am monitorizare bună pentru că îmi place să fac probe de sunet, pentru că îmi place să mă duc cu băieții, pentru că îmi place prima bere de la probele de sunet. E tot ăsta. Dar nu am putut să nu stau să mă gândesc, dude, cred că facem ceva greșit. Adică efortul pe care îl facem noi ca trupe pentru a produce aceeași senzație publicului versus efortul pe care îl fac uh, doi DJ-i, trebuie să fie bun. Adică ca și cum noi am merge cu roata cu căruța cu, cu cai you know? în 2024 și, și de asta zic că mi este teamă că sooner or later lucrurile astea o să se alinieze, adică lucrurile vor fi simplificate și se vor simplifica de la sine. Da, și vezi deja o simplificare, adică negative puse. Noi folosim, de exemplu, foarte, foarte multe tracuri. Uh -huh ca să ne simplificăm viața și să aducem, nu știu, o orchestră mai mare, dar noi să fim puțini. Asta-l ah, văd no. eu ca un fel de triș, că trișez cumva, da. că e tot un DJ acolo care-ți cântă, dar în același timp pentru noi e foarte facil. Și aici chiar, apropo de ce ai, totuși DJ-ii nu au pus setlist-ul Vița de Vie. Adică a fost, aceeași, a, fost aceeași, reacție, dar a fost cu tot o altă muzică. Sigur că da, dar nu, ideea nu, uh, nu zic că erau DJ buni sau răi, mm -hmm. sau uh, niciun caz nu vreau să critic uh, meseria de DJ, mm -hmm. pentru că zici DJ, inclusiv la noi care și-o fac, absolut, absolut admirabil da. și magic. Uh, zic doar că în seara aia, uh, pentru doi oameni cu un stick versus două dube, 8 roți sau cum era aia de la mafia, nu, <laughs> you know? Ok. Let's end the depressive, Gata. Right? Hai să facem niște stai, că avem niște joculețe. Nu, 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 să o facem. să fie bine, o să fie bine. Cuma, dar zilă O să fie bine, eu mă gândesc că fie e bine. pur și simplu ceva. Un lucru pe care noi nu putem să-l controlăm. Da, sincer. Percepția da. publicului legat de lucrurile astea. Da, nu, dar nici n-ar trebui. Publicul niciodată nu trebuie să fie interesat de. No. Socărat. Exact, da <laughs> Știi? Nu-i nu interesează producție. efortul din spate Acolo, pe scenă, se prestează sau nu se prestează De asta trebuie să fie interesat publicul Dar pe noi din spatele scenei trebuie să ținem un ochi și către chestia asta Absolut da. E ceva cu care ne confruntăm și noi zilnic yep. Hai, zici tu runda Facem Runda, runda. Um, Ai un minut la dispoziție să recunoști cât mai multe cântece de la Vița de Vie, reprezentate în emojiuri. Și eu o să ți le arăt pe rând. Sunt chiori. Hai să zicem văd. minut. Să fie îngăduitor minut. minutul. Evident că este... Le vezi. Sunt pe fiecare pe un rând. Fluturi, ok. Varză, luna și noi. Ce e la un difuzor? un Sunetul mai tare? Nu, nu văd. Yes. Why? E mare lumină Dar de ce sunetul mai tare? De ce crucea e tare? Fader. Acum, adică... Ai, no, un fader. Cum adică? Ai un fader? Păi mm, dacă e o cruce, scuze. Uh... Asta nu este accurate fizic, dar simbolistic. Ok, lacrimă și fier, am înțeles. Nice. Uh... Buy me with a coffin? Asta e de la urmă. <laughs> uh, nu mă prind. We can skip it. Ok. Era so yeah, bat mort. Bat. Oh, I I <laughs> bat. Bat. Ok, tare, bat. tare, tare. Uh, pe plajă în vama la 5. Basul și cu... Mă rog. <laughs> Toma da. Între valuri, cool. Nice. <laughs> Asta e mai abstractă, dar și pot zic o piesă mai veche. Sincer, la asta nici urmă. Liber? Nu știu. O ne adon, and Da. Cântec despre un băiat. Oh, oh ok, cântec despre băiat, Ok. Nice. On and on. Asta e piesa mea favorită de la voi. Ești mai frumoasă când plângi. Yes. Tare. Și este o semi Sapa versus... ok. Nice. Frumos. Ce tare. Uh, ziceai de... nu uh, știu, te referai că ați fost produși, ați lucrat cu vreun producător? Nu. No. Sau tot timpul ați fost produși prin producători prin... Prin voi. Da. Și cum de... Cum ați... Că eu eram curios și legat și de chestia asta de producție, dar și de studio, că voi destul de early v-ați mixat, as far as I know. v mixat singur material. Am, am, făcut așa în 98 toamna sau, da, am înregistrat demo la basul, am, am înregistrat basul Ștoba Mare, uh, l-am înregistrat aici, într-un studio uh, și a sunat atât de prost încât am zis, Dude, dacă nu tragem albumul ăsta undeva afară, we ar fact, nu avem ce să facem cu el. Uh, și atunci am plecat în 99, am găsit varianta asta cu Germania, am tras fenomenal în Germania și când am întors, deja în, am plănuit să ne facem noi studioul nostru. Și din 2000 ne-am făcut studioul nostru și am început să învățăm ce înseamnă partea de, de studio, de înregistrat, microfoane și așa mai departe, mixing. Mm. Uh, deci a început cumva dintr-o nemulțumire Da, a exact. Da. De aici. da, nu prea era oricum nimic. În, erau puține lucruri la vremea respectivă, în 99-2000. Practic atunci a început România să se dezvolte. Și uh, am făcut studio împreună cu Pipai, care era sunetisul nostru de la momentul mm -hmm. respectiv. Albumul Extra este tras acolo în, la noi, se și simte, e know-how-ul nostru era înspre minus whatever, se simte să rupă voce pus de Pipai să se audă din mașină dacă stai la sop! Nu, it's ok, nobody cares. <laughs> Ideea da. e că ceasul e și perfect, știi? Da. Și la ăla, și la Extra. Asta este o mare satană a oamenilor obsedați de complexitate sau de perfecțiune, când realizezi că uh, parte din cele mai apreciate lucruri sunt uh, pline de greșeli sau de uh, lipsă de know-how. Uh, E dezastruos. Adică, practic, în momentul ăla zis, poți să zici, Dude, sunt un dobitoc. Da. Repet, noi lucrăm pentru chimerele din capul nostru, nu pentru uh, yeah. eficiență, uh, brandament și. Mm. Uh, nu știu. Uh, da, și poate piesele alea sau o aliniere de alte elemente pe care nu le-ai neapărat în considerare atunci când. Sigur că crezi ceva perfect. Sunt convins că niciunul sunt convins că ați ascultat sunetul mai tare, hmm. amândoi, și sunt convins că nu ați sesizat niciodată stop. Nu, no. să se audă no. din mașină dacă stai la stop. m-am gândit, da. ca să și un da, da. Doesn't matter. E un amănunt. E un, adică, it really doesn't matter. după, după care am, am tot început să să lucrăm pentru noi și pentru alte trupe am, am avut o perioadă Early 2000 În care am încercat cumva să Pentru că eram cumva privilegiați Pentru că avusesem fenomenalul Aveam relații la Media Pro Music Eram deja o trupă foarte cool după fenomenal Uh, aveam o portiță deschisă către Media Pro Music și atunci am încercat pe portița aia să băgăm mai mulți artiști alternativi către Media Pro Music ulterior și către Roton și din păcate o mare parte din proiectele astea pe care le-am făcut uh, au rămas ne needitate, pentru că erau niște ani în care se vindea foarte bine muzica românească. Casele de discuri vreau să semneze artiști noi, dar nu știau ce să facă cu ei. Și atunci luau masterele, le lăsau într-un sertar și uh, oh. artiștii da, rămâneau acolo. Uh, după vreo 2 sau 3 ani de experiențe din astea total nefaste în care like, era timpul nostru și încercarea noastră să spargem bariera asta. Vrem și noi cu muzica alternativă să fie peste tot în România, doar muzica alternativă. You know? um, toate lucrurile astea s-au transformat într-o mega frustrare și ăla a fost unul dintre momentele în care am zis, ok, nu mai vreau să lucrez la proiecte care nu au o finalitate. Adică vreau să văd că lucrez la, dacă lucrăm la un proiect și el ajunge undeva, eu vreau măcar să-l văd într-o benzinărie, pe un CD sau într-o casă, mă măcar să știu că s-a întâmplat ceva, că de acolo, ok, dar nici măcar acolo să n-ajungă a fost... Uh... Fair enough, sincer, înțeleg. Da. <laughs> da. Și a, a, asta se transpune cumva și în ziua de azi, de fiecare dată când sunt uh... invitat într-un proiect, Uh, mă interesează finalitatea lui, pentru că nu vreau să fac un featuring sau să produc o melodie sau să mixez o melodie doar ca să o ascult acasă. Nu vreau să mm -hmm. plece, să mm -hmm. se audă, să fie. Mm -hmm. Da, mă mm -hmm. Aici, chiar cum vezi chestia cu na, faptul că tu ai prins Proper Studio Recording așa, versus Home Recording? Păi, home recording is a bliss din punctul meu de vedere. Uh, ți se par că se pierd lucruri, se câștigă lucruri. Se... se pierd și se câștigă. E foarte bine pusă problema. Uh, în primul rând, un home recording îți oferă convenience-ul de a uh, avea tot timpul un buton de rec și un două în care să înregistrezi pentru ca ideea să fie acolo. Uh, sau chiar să o duci până la sfârșit. Nu mai trebuie să te suni în taxi, să suni la studio. Când aveți programare? Cam o idee, arde, aș face acum. Peste două luni la bă, șapte seara. Nu, dude, sunt la mine acasă, am un laptop și I can work it out. Uh, e amazing din punctul ăsta de vedere. Uh, sigur că home studio îți oferă un sound signature al tău, al casei tale, al acusticii tale, al camerei tale și așa mai departe și al know-how-ului pe care îl ai tu din cauza asta ca flavor poate să fie extraordinar pentru trupele de indie, de exemplu pentru că clar s-ar departaja unele de celelalte prin simplu fapt că n-au decât un microfon, unii, știi, și trag cu el sau așa pe de altă parte, pentru trupele mari, unde e nevoie de producție și tobele trebuie să aibă o cameră de 5 metri înălțime și I don't know, 10 metri lungime, unde trebuie să fie nu știu câte microfoane și la rum și la ambianță și la așa mai departe, Home Studio funcționează doar ca o bază mică unde poți produce niște demur care pleci mai departe. De fiecare când mă gândesc la home studio, mă gândesc la Judas uh, asta, Billie Eilish, care a luat câteva gremiuri cu uh, albumul produs în dormitorul ei. Și mi-aduc aminte un interviu cu, uh, chiar după ce a luat ea gremiu, cu un dude care are o, nu știu, un business din studiouri, un lanț de studiouri, de vreo 20 de studiouri din astea mari, like. Mm -hmm. Mm -hmm. Big shit. și s-au dus la el, bineînțeles, un reporter să-l întrebe: Bă, Ce părere aveți? Că, cum e posibil, dumneavoastră, periaș din această, dumneavoastră, în calitate de owner de, unul de cel mai mare lanț de studiori din lume, cum este posibil să se dea Grammy unui album produs în dormitor? Și Judeu, care e foarte deștept, a răspuns în felul următor: a zis că dacă un album care a fost produs în dormitor a luat gremii, Uh, noi, ăștia care avem imp desfășurarea asta de forțe atât de mare, uh, noi avem o problemă. Nu ăla. ăla a luat gremii pentru că merită să ia probleme. Mm. Și referitor și de ce spuneam, de cu câte dube uh, plecăm mm. și câte încărcăm. Adevărat. Uh, iar al doilea uh, artist la care mă gândesc atunci când vine vorba de un home studio, uh, este More on Drugs care în pandemie sau imediat după pandemie au scos unul dintre cele mai frumoase albume uh, din lume. Uh, cred că se numește I Don't Live Here Anymore sau ceva de genul ăsta. Uh, nu? Nu l-am ascultat. I Will Kill You. Bă, este Sorry. atât de frumos. Doamne, știi, este superb și este un album uh, pe care l-au lucrat în pandemie pentru că nu se putea întâlni mm. Dude, am făcut asta, ăla lua, trăgea basul acasă, ăla făcea clapele. Eventually, probabil că s-au întâlnit și s-a, mixat într-un studio, știi, dar este... Ah! Din câte știu și la Billie Eilish, right? adică mix, master, tot ce înseamnă Probabil să pleacă de acolo, nu, să... da, 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 da. da. Aici cumva proves the point că cel mai important e filonul ideii și sincerității pe care o pui tu acolo în da, eu cred, detaliu. Cred că umanitatea uh, trebuie lăsată să se autodistrugă. Adică noi nu putem interveni prea mult uh, legat de... Știu că pare un salt destul de mare, dar... Go for it muzica trebuie legalizată. Adică cu cât mai mulți oameni fac muzică, cu atât este mai bine pentru muzică, pentru că este mai multă. Doar că în momentul în care oameni care nu știu să facă muzică încep să facă muzică pentru că laptopurile, softurile și așa mai departe îți permit, adică nu trebuie să știi să cânți la tobe pentru că sunt lupuri de tobe, nu trebuie să știi să cânți la pian pentru că sunt lupuri de pian, lupuri de bas, lupuri de chitară, așa, aproape că sunt și lupuri de voce sau nu e neapărat să aibă voce, în momentul ei, care ai. Oamenii, da. în momentul care oamenii care nu știu să facă muzică încep să facă muzică, guess what? este foarte posibil ca ei să aibă un reach mult mai mare decât oamenii care știu să facă muzică. Pentru că uh, marea masă a publicului este public care nu știe să facă muzică. Mm -hmm. Și atunci este foarte posibil ca ei să rezoneze mult mai bine cu din nou, know, yeah. din cauza asta, noi, poporul român, suntem fascinați de uh, ăștia care vorbesc incorect gramatical. Ah, nu, no, îmi place de el, că vorbește ca mine. Mm. Nu, no, relaționez cu el, e ca mine. Yeah. Față de snobii ăștia, trei, folosesc cuvinte de astea mari. Nu. Mm. You know, uh... da, aici e încă o chestie: distinția între show și reprezentație muzicală. Și aici e da, Sigur. Uh, e drept că și reprezentația live, concertul în sine contează foarte mult, dar uh, întrebarea e cum faci ca nou artist să-ți aduci public la concert, să-ți vină în sală tu știi cât de greu e pentru tine să obții gigu și intru în final la de club îți spune bine, după ce l-ai bătut la cap de 50 zice bine clubul e al tău de la 9 la 11 uh, câte bilete vinzi, atâția bani ției. De câte bilete vinzi tu, fiind o trupă la început? Două, trei, cinci, zece, 20 de Cum îți faci un fanbase suficient de numeros, cât să merită să te duci ca artist la început de drum într-un club, să reușești să scoți din bilete suficient bani, măcar să-ți plătești, nu știu, costurile? În momentul de față, pare că e mai ușor să-ți construiești un fanbase first pe internet mm. și după aia când există acest fan base pe net, în momentul în care îmi pleci la drum, să poți conta deja pe, 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 un număr de oameni. Dar pe vremea noastră lucrurile erau total invers. Adică 96, 2000, 2006, 2010, singurul mod în care oamenii auzeau de tine, nu să ții în spate, să te sui în dubă și să pleci să cânti. Astăzi unui om, dar trebuia să rock his Cred, știi? Adică omul ăla trebuie să plece de la tine de la concert, să ducă acasă, să zică Bă, am fost la un concert, mancă încă mine, data viitoare veniți și voi. Și mai venea data viitoare cu trei prieteni și așa mai departe. Și din oraș în oraș, astăzi doi oameni, mâine patru, opt, zece, așa se... Așa s-a adunat publicul vița de vie, prin fiecare prestație. Mă uit acum, de exemplu, la câteva trupe, n-am să le numesc. De fiecare dată când se urcă pe scenă, Uh, cum să zic, pentru noi chestia asta a rămas cumva în sânge. Fiecare concert, la fiecare concert noi ne dovedim atât nouă cât și publicului că merităm aplauzele alea, că merităm să fim acolo și uh, merităm să avem lucrul ăla. Sunt pe care se urcă pe scenă și doar iau. Știi? Iau în sensul că am pogorât aici printre voi muritori, dacă vă place bine, dacă nu vă place, puteți să mă pupați în fund. Eu sunt cine sunt, am venit, am cântat, am plecat. Noi suntem cumva la la polo Pusa. Adică probabil și din cauza asta îmi place atât de tare să cânt, pentru că fiecare concert se joacă la intensitate maximă. Nu există jumătăți de măsură, mm -hmm. like. Astăzi să cântăm puțin mai așa că suntem obosiți. Nu, dude. în loc să avem 5 concerte pe săptămână, avem maxim 3 ca să putem să ducem fiecare concert mm -hmm. la like, cât de sus. Da, mie asta mi se pare că acum uh, e din ce în ce mai important show pe care îl pui pe scenă. Show însemnând și faptul că, nu știu, te dezbrași, te arunci în public sau show de lumini, dansatori, whatever steals your eye, ca să se întâmple show. Din în păcate, nu e valabil la trupe românești. Nu din punct de vedere buget, de, în punct de, vedere de vedere buget. Adică da. noi, de fiecare dată când avem un concert din asta stand-alone, produs de noi, investim extrem de mult în, în, în producție. Adică investim de multe ori, ă, ieșim pe minus sau pe break-even. Nu, nu există profit din concertele mari pe care le avem. Sala Palatului 360. Uh, primul, prima, primul concert cu sunet imersiv din România, cu panouri care se lăsau sus, jos, apărea orchestra din spate, vița de via acustic, electric, simfonic. Oamenii au plecat foarte încântați de la concert, dar după trei săptămâni s-au dus la un alt concert la sala Palatului cu o altă trupă românească. Nu au niciun fel de producție, niciun fel de ecran, niciun fel de nothing. Au plecat la fel de mulțumiți. Hmm. Fenomenal, arele romane, de exemplu, pe care l-am avut acum, nu știu, o lună sau ceva de genul ăsta. Din nou, semna producție, lumini, ok, e pentru noi, ai nou. Puteau să nu fie led alea. Puteau să nu fie luminile alea. Pentru că, at the end of the day, cumva, oamenii vin pentru muzică, oamenii sunt învățați că la multe din trupele românești sunt compromisuri, cel puțin atunci când vine vorba de sunet, și așa mai departe, și sunt suficient de buni la suflet și de suportiv, cât să accepte toate flowurile pe care le au trupele românești, știi? Mm. Și atunci de multe ori să se întreb dude, nu, adică nu merită toată producția asta. Pentru că cu ea sau fără ea concertul este la fel de bine și oamenii pleacă acasă la fel de mulțumiți. It is what it is. Nobody fucking cares. Și cu o casă asta, hai să jucăm Haz sau Nekas. Trece a alege Haz sau Nekas. Thumbs up sau thumbs down. Okay. Spritz. Haz sau Nekas. No, stai down thumbs up așa, dar nu prea cu spritzul, da. Club Flex arad. Ah. N-am, o să fac așa. Crăpă, cât de tare îl iubesc. Ai, uh, nu știu, n-am mai fost de mulți ani în flex în Arad. Chitări headless. Mm. <laughs> Fuck no. <laughs> ok, this is a deep cut, dar boss metal zone. Love it. Ok. Aritmetică. Mm. Not my thing. Queen. <laughs> șlap cu șoset <laughs> never vin cu cola nu no. exclus necaz. Deci. semințe cool wikipedia it works sometimes și valentine's day i love it yes. cool a fost un blend bun de haz și necaz da, de. mă chinuie valentine's day-ul dar uh, I love it adică uh, îmi place orice fel de sărbătoare din asta în care suntem uh, îndemnați să acordăm uh, mai multă atenție dragostei De ce te chinuie? Mă chinuie pentru că uh, every time trebuie să găsesc uh, un uh, alt uh, cadou și am this fucker friend of mine uh, care este un izvor nesecat de uh, idei de cadouri pentru soția lui. Uh, like amazing, dar sunt într-adevăr amazing. Și nesimțitul ne povestește ce-a mai făcut și ce-a mai inventat de fiecare dată când suntem și noi cu soțiile noastre în jur astfel încât să audă și ele. Știi? Și atunci... E, da, tot. da, rău de tot. Da, da. Tot am vorbit despre chestii pe care le-ai făcut și pe care le-ai realizat. Sunt lucruri pe care-ți dorești să le mai faci și pe care nu le-ai făcut încă? Sau pe care le-ai încercat și nu le-ai reușit? Sau? Nu. Nu vreau să fac nimic. Sunt. Uh vreau în continuare să compun pentru că mi-e foarte dor de mine în starea aia febrilă. Uh, dar în același timp ți-am zis, mi-e mi foarte greu să mă mobilizez să plec să compun pentru că nu știu, vreau să stau lângă oamenii ăștia care sunt lângă mine cât mai des. Și știu, mă gândeam că zici de ceva hobby, pescuit, habar Nu, Ce... sunt, nu, din păcate cumva după colectiv s-au re -a aranjat cu totul și cu totul altfel prioritățile mele. După colectiv care nu a avut niciun sens, am încercat să dau sens cumva vieții care printr-un noroc fantastic mi-a fost oferită în continuare și inevitabil am ajuns la întrebarea ce caut eu pe pământ. Care e rolul meu? Mi-am autodeclarat rolul meu evident făcând meseria asta de atât de mult timp și uh, uh, Că sunt muzician și că trebuie să fac muzică. Asta trebuie să fac, like. Și am început să intru într-un fel de panică de timp, pentru că, pe de-o parte, cu cât fac mai multă muzică, cu cât trec anii, cu atât devin mai bun. Și, paradoxal, cu cât ești mai bun, pentru că e o curbă de asta continuă de, de învățare, cu cât ești mai bun, cu atât timpul care îți rămâne pentru a practica lucrurile pe care le-ai deprins, ca să fii mai bun, se scurtează. Și deci, Cât ești tu mai bun, cu atât timpul se scurtează și timpul a devenit extrem de prețios pentru mine. Atât de prețios încât nu citesc, nu mă uit la filme, nu mă uit la seriale, rar ies cu prietenii, nu ies în oraș, nu fac nimic, vreau să stau acasă și să fac muzică. Hmm. Uh, pentru că va veni o zi când o să mă întâlnesc cu Sfântul când Petru sau cu sfârși. cine e acolo mai jos și o să mă la rost domnul despot păi v-am dat uh, niște date da. câte albume ați făcut că trebuia să faceți planul nostru era să aveți 100 ați făcut 20 de ce? Păi știți că atunci mi-a fost foame, după aia, nu, dude, trebuie să stau acolo să fac muzică. Mm -hmm. Asta e una. A, a doua, în același timp, am realizat că viața se poate termina oricând. Like, now. Uh, well, let's, let's hope not now. <laughs> și am rămas cu un mare regret uh, pentru prietenii pe care i-am pierdut, că n-am apucat mm, ok, ne iubeam reciproc, știi, dar nu am apucat niciodată să le spun cât de fantastici sunt. Uh, și din momentul ăla am început să spun oamenilor cât de fantastici sunt. Uh, mă să știi că tu ești un om fantastic. <laughs> și chiar nu. Da, bun. Mulțumesc. Uh, începând de la îmbrățișările dintre noi, în Vița de Vie, nu. Aici ne salutam la repetiții. Salut, salut, ce faci, dar. După colectiv am început să ne luăm în brațe și ne luăm în brațe când ne vedem și după, nu știu, ca 17 ani am început să ne facem cadouri de zilele noastre. Mm. <laughs> Niciodată nu s-a întâmplat. Și mergând mai departe de trupă, familiile noastre care sunt acolo și ele nu o să fie, ori noi nu o să fim pentru totdeauna ori ele. Și apoi în toată lupta asta creativă de supraviețuire și așa mai departe sunt uh, toți artiștii ăștia pe care nu-i cunosc personal dar care fac ajung la mine prin internet sau așa mai departe niște lucruri extraordinare pe care le fac și eu știu că uh, pun mâna pe telefon fac rozemnul de telefon sau le scriu pe Instagram sau pe Facebook Juda am văzut asta este amazing foarte tare, bravo dacă ai nevoie vreodată de ceva, ăsta e numărul meu mix, master mm -hmm. să trage o voce, whatever și fac lucrul ăsta pentru că am realizat că de cele mai multe ori uh, I know, e greu cu banii pentru toată lumea dar câteodată o, o felicitare din asta care vine din partea unui om pe care nu-l cunoști personal out of the blue, așa, din sens, zice dude bestială melodie. Mă, să mai dă benzină pentru încă 3-6 luni, like, wow! Ce tare! Și cât te costă pe tine mm. să dai un mesaj? Amazing! I cât? Right. Nimic. Mm -hmm. you know. Preach, you made me so emotional, nu știu, cu toate lucrurile pe care le-ai zis. Um, și mi se pare că până la urmă asta e... Poate cel mai frumos lucru din viață să te conectezi la modul adevărat cu cei din jur și să le arăți aprecierea și este, iubirea. Da. Este, suntem... Uh, uh, apropo de melodia fluturi, uh, suntem niște ființe absolut fantastice. Uh, noi, oamenii. Uh, din păcate... Uh, Prioritățile pe care ni le acordăm în viață de multe ori nu ne fac din fluturi câini, dar sunt mulți artiști, vă recunosc, uh... infecți ca oameni. Asta e o altă luptă pe care o duc cu mine, dar pe care, din fericire, muzica a câștigat-o. Există oameni pe care nu-i suport în schimb, calitățile lor artistice sunt wow. Și am reușit să trec și peste când Dumnezeu presăra talent, s-a uitat cui dă. A da și la cocalari, și la necocalari, și la țărani, și la proști, și la deștepți, și la inteligenți, și la emotiv, și la nu, tuturor. Iar noi sau eu cel puțin în nebunia mea n-am cum să nu Uh, asimilez partea asta creativă, muzicală, și așa mai departe, cu o formă de Dumnezeire. Uh, N-am cum să zic că nu, mm. pentru că este evident că da, <laughs> pentru mine. Uh, și trebuie să am puterea să îl văd pe Dumnezeu acolo și să-l laud și să-l apreciez, chiar dacă este în corpul unui cocalar. Aici că am spre tine. pare Jur că mă gândeam la, la, min la tot mine. De uitai, de la, la mine se uită. La <laughs> uh, aici mi se pare că poate fi foarte constructiv și educativ discuția despre time management, pentru că ai făcut uh, cum zic, chestia asta e foarte importantă. Cum reușești să-ți împaci? Pentru că, come on, Adrian Despot este o un brand foarte, foarte mare. Cum reușești să îmbraci toate hainele, să încalți toate încălțările, știi? E ciudată discuția pentru că nu, gând nu mă gândesc niciodată la mine ca la un brand. N-am uh, zis-o peorativ. Nu, nu, mi-am dat seama. Dar uh, la am fost între 94-96 Școala Vedetelor. Școala Vedetelor a fost emisiune de televiziune, de divertisment, unde trebuia să joc tot felul de roluri. Clovn, cowboy, whatever. Trebuia să cânt și să dansez. În momentul în care am decis să abandonez Școala Vedetelor, mi-am jurat că nu o să mai joc niciun rol toată, niciodată în viața asta. Uh, pentru că e mult prea scurtă să joc alte roluri, o să mă joc pe mine exact așa cum sunt mai prost, mai nu știu ce, mai fac un pârț mai spun o perlă, mai o chestie deșteaptă it is what it is. sunt om, mm -hmm. sunt supus greșeli uh, sunt unul dintre foarte puțini artiști asumați majoritatea artiștilor cu care este învățat publicul român uh, sunt artiști care au canibalizat omul Omul respectiv nu mai există. Artistul, cu toată fanfaronada lui, a preluat omul. Nu îmi plac oamenii. Eu, de exemplu, când plecam în turnee cu școala vedetării, eu stăteam cu mașiniștii și cu tehnicienii, cu cameramanii, pentru că erau oameni cu care puteam să interacționez. Toți ceilalți colegii mei erau foarte vedete și fiecare juca un rol. Uh, nu am să spun nume, dar foarte, foarte rar am uitați la orice televizor sau la interviuri sau așa mai departe, pe cine vedeți vorbind, nu este omul, este artistul care este tot timpul precaut să nu știrbească imaginea perfect construită și așa mai departe, construcția, you know? Este construcția care vorbește. În cazul meu, de-aia râd puțin așa când zici de brand, pentru că e un brand care s-a creat pe o totală naturalețe a mea nu mi-am impus niciodată nimic decât să nu vin la interviuri în pantaloni scurți, dar acum fiind atât de cald, îmi cer scuze. <fie> uh, și cam atât. Nu am reguli. Și merg în 99,9% din cazuri pe uh, ce simt. Iau deciziile într-o mini secundă. Și aia. e... Uh, Lupta asta dintre suflet și creier, la mine, cum să zic, îmi place să cred că a fost câștigată de suflet și au deciziile, asta îmi place, asta nu-mi place. Mm -hmm. Da, dar dacă o faci, uite câți bani, I don't care. Nu e că, nu e, că, că îi am sau că am nevoie de ei, nu vreau, nu, simți când mm -hmm. ceva nu e bine. Și nu mm -hmm. vreau să nu fie bine, e scurt cât am de stat aici. Mm -hmm. no? Vreau să fie bine. Dar e... Uh, este foarte rewarding. În același timp, is a bitch. Mm -hmm. Nu știu. Eu, eu oh. cred în continuare că sunt un om extrem de norocos. Like. Și cu time management, cum îți faci? Bă, cum îți faci time managementul ăsta e o chestie pe care încerc să o implic uh, pe Fimiu, pe Toma, pentru că este foarte dezorientat. Și de fiecare dată când îi țin eu curse, cursuri de time management, lista zice tu doprește-te, la 19 ani tu aveai time management. Păi nu, eu nu aveam dar el dacă ar avea acum ar putea să se organizeze. Zice, o să se organizeze de la sine. Uh, nu am. Știu conceptul de time management, foarte rar îl aplic. Uh, îl aplic doar când uh, se strâng foarte multe lucruri de făcut și atunci, fără un time management, uh, nu... Nu te descurci, nu, nu le duci. Ba Mai mult te scoli dimineața și când te gâdești cât ai de făcut toată ziua intri așa într-un fel de panică și nu mai faci nimic. Mm. Da. Uh, e util, la, da? nu știu, ciuplea, colegul meu ar fi mult mai în măsură să vorbesc de time management că este mm. foarte uh, citit în domeniul ăsta. Deci, că tu ai avut un imbol deasupra, cel puțin asupra mea, regarding time management. Um, că, nu știu, simt că avem perioade în care avem o grămadă de chestii de făcut, da. dar eu nu aveam conceptul ăsta. Și minte că mi-ai zis fix chestia asta, că voi aveți așa de multe chestii de făcut, încât nici nu știți care să te apuci, știi? Da. Și, after a while, știi, it clicked. Like, da. oh, what if I da. To actually do some time management. Da. da. <laughs> Bun. Ce? Ultima rundă, runda Fulger 2000. Varză proaspătă sau murată? Trebuie să alegi. Murată. America sau Anglia? La ce? Music. Așa scrie aici, America M sau Anglia? La asta mă refer. La Bine, music. Anglia. Basul sau toba mare? Basul. A, 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 Poți să întreb jocul? Da, da, da. Si. Basul e pasiunea vieții mele. Îmi, îmi place la nebunie, am nu știu câte instrumente, îmi place atât de tare instrumentul, încât uh, mi-ar plăcea să cânt într-o trupă de indie, la bas. La bas. Și într-o zi mi-am luat inima în din și am scris pe Facebook. Uh, ha, ce tare! Guys, mi-ar plăcea să cânt într-o trupă de indie, basist amator, că sunt amator, nu sunt profesionist, ca o trupă de indie. PM, dacă... Mi-a scris nimeni niciodată. Adică, cred că... Păi cred că oamenii, e șansa voastră, că mare. Nu, dacă că oamenii m-au luat în serios sau ceva. Bine, cred că a trebuit să, nu știu, gen soart cu o mască sau ceva, că totuși sunt despot și nu... Adică s-ar oamenii la basist, ceea ce nu vreau, <laughs> știi? Vreau fără... Dacă ai la noi tot timpul să uită oameni la basist. Dacă vedeți vreun basist mascat pe scenă. Da, mai o de să mi. Știți. <laughs> Vinil sau streaming? Depinde de mod. Le folosesc pe ambele cu real succes. Și aici e o întrebare un pic mai lungă, dar amuzantă. Dacă ar fi ca membrii trupei să fie aparate electrocasnice, ce aparate ar fi? Nu zice ce pe Mihai mi-l aș imagina ca prăjitorul de pâine, știi, care tot timpul. Tu pui pâine acolo, uiți că ai pus pâinea și m-a dat. Așa e Mihai tot timpul. Eu probabil aș fi aparatul de cafea, pentru că sunt așa fără stare. Cezar ar fi frigiderul, cu siguranță. Ciupa ar putea să fie un blender, pentru că e un om foarte rațional, care îi place să toace așa foarte mărunt lucrurile. Și pupe. Ce ar putea să fie pupe? Pupe e destul de aproape de vârsta în care ar putea să fie în congelator. Joke, da, joc, da. Sunt later. Mă gândeam că o zici că pupe ar fi mixerul. Ata <laughs> e mixerul, da. Există, există o, 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 pildă din asta în industria muzicală. Nu știu dacă e adevărată. Mișu Cernea și-a cumpărat în early 90s un mixer din străinătate și a venit la vamă era la vamă, nu știu ce, s-au dus și au vrut să-i pună uh, taxe vamale mari pe mixer și, dar de ce taxele astea vamale? Păi uitați uh, mixer și le-a nu, 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 nu acolo trebuie încadrat și a luat nomenclatorul și mixer bucătărie, aici mixer ah. asta, <laughs> da, ok, ne scuzați mă, 23 de lei <laughs> nu știu dacă e adevărată, dar e funny Iarna sau vara? Uh, mă recunosc că mi-e puțin dor de iarnă. De început să nu prea mai avem ierni. Acustică sau electrică? Both. Nu există. Dar dacă ar fi să iau una, să fug, uh, ar fi acustică. Pentru că. În primul rând, mi-e foarte dor de mine din liceu când aveam doar, doar o chitară acustică. Și cred că lumea, pământul, mă rog, poate să fie salvat de un om cu o chitară acustică. Da, e frumos. Da. Și că am schipat întrebarea asta, dar poate e un moment potrivit. Poate ce, dacă ai avea, zici, un minut să vorbești cu tine din liceu, ce ei spune? mi a spune probabil niște lucruri inutile pentru că nu m-aș crede. Uh, <fie> da. <fie> no, adolescenții au uh, nebunia asta de a nu auzi lucrurile care li se spun, care li se transmit cu drag și așa mai departe. Trebuie să se dea ei cu capul de toți pereții și ca la un moment dat să facă propriul click. Da, nu cred nici în manuale motivaționale și așa mai departe. Mi se pare un bullshit că ba chiar din contră, cu cât citești mai multe, cu atât ai impresia că ai mai multe informații, dar doar pentru că ai informația nu înseamnă că o și aplici. Um, dar aș încerca totuși să uh, aș bate pe umăr pe dude-ul ăsta pe Adrian și a spune, ce stai mai liniștit, ai încredere în tine no, atât și a asta aș face at atât cu mine uh, cât și cu fiecare pui de artist uh, pe care l-aș întâlni în lumea asta pentru că tu ce obține în România? Avem o așa de mare lipsă de încredere în noi. Like I don't know. A asta ne diferențiază, să unul dintre lucrurile, de exemplu, care ne diferențiază de artiști din UK. Adică nici nu știu să cânte mai multe note decât noi. Poate nici nu sunt mai talentați. Dar sunt atât de asumați cu căcățelul al lor, au atâta încredere în ei și până la urmă știi când zici că te uiți pe scenă și vrei să asculți muzică și un artist care bla 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 ce cred că vrei să vezi până la urmă e un om care are încredere în el. Pentru că atât public cât inclusiv oamenii din public sunt oameni care nu suferă la capitolul ăsta. Mm. Noi suntem bottom acolo, dar toți vor să aibă încredere. Și atunci când vezi un diud asumat, wow, ce, ce tare! Ce-a mm. făcut? Nu știu, uh, s-a pișat o schelă, dar a fost mega cool! Mm. Nu gestul în sine, ci faptul că this is why. No. Mm. Dacă ar fi să te trezești cu o piesă în cap în fiecare dimineață pentru restul vieții, ce piesă ar fi? Wow! ăsta e un blestem ceva. Cu siguranță. Nu știu să mă gândesc la ce ascult așa... A, dacă ar fi o piesă pe care aș auzi-o like, pentru tot restul vieții, ar trebui să fie ceva mai complex. Ar trebui să aibă măsuri compuse, poliritmii, ar trebui să aibă suficient de multe lucruri cât să, nu știu, îmi ofere și un confort auditiv, din punct de vedere al atenției. Deci, nu ar fi aia cu Pedro, Pedro, Pedro. Pedro. Nu știu ce. E. Nu știu, oh, e, e mai bine, cred. De exemplu, mi-ar plăcea. Nu știu de ce mă gândesc la asta, dar. E o trupă britanică, cântă muzică irlandeză tradițională, se numesc Fluke. Uh, flaut, fluier irlandez, chitară acustică și boran. Amazing. Fără voce. Nice. Este da, impecabil. Aș, o melodie de la fluc, cred că merge. Și presupunem că ai ajuns în raiul obiectelor muzicale și ai putea să pleci de acolo dacă ai vrea, cu un singur obiect. Da. Care ar fi ăla? Mi-ar plăcea să prind o chitară de la Tom Petty, de exemplu. Sunt mega gigafan, atât al muzicii cât și al personalității. Un fucker american, dar care a reușit să scrie tot așa niște melodii extrem de simple, dar foarte puternice. Mă mulțumesc cu telecasterul lui Bruce Springsteen. a, acum, dacă tot. Și acum, we have to do it. Câte trupă cântă în seara asta? Trei pula mea. Mulțumim din suflet, Adi. vreau să menționăm și de albumul nou pentru lumea care a trăit sub o piatră. mă, al nostru sau al vostru? Al vostru, al nostru, bine, ok. Lacrimi și fier. Lacrimă și fier. Lacrimă și fier. Scuzați-mă se <laughs> pare că, nu știu, un album în care ați reținut coiul, vița de vie și totuși ați adus un blend foarte nou de chestii fine. A fost un album foarte greu de făcut pentru că e fix albumul... Din perioada pandemiei și a războiului și așa mai departe, în primii doi ani, 2020-2021, n-am fost în stare să mă ating de instrument, nu am ascultat muzică, au fost cei mai ciudați ani din viața, probabil, a noastră a tuturor, dar și a mea. Uh, cum să zic, primul lucru pe care îl fac când mă trezesc dimineața după ce mă joc cu Manu și este să dau drumul la muzică, după care începe procesul de spălare și așa mai departe. Iar eu să n-ascult muzică, don't know, un an, un an jumate, e... de-abia după ce a trecut, mi-am zis, eu nu am ascultat, the fuck, adică, uh, da, păi să pun mâna pe chitară. Și a fost extrem de greu. Prima melodie este Fluturi, pe care am făcut-o în 2022, sau uh, care sintetizează cumva toate, tot modul ul ăla general în care eram, după care, încet, încet, nimeni nimic și așa mai departe. În 2023, la concertul nostru acustic din Expirat, deși era un concert acustic, am simțit cumva că albumul ăsta trebuie să iasă. Nu știam că se cheamă Lacrimă și Fier, nu avea decât trei piese. Și am zis, guys, pe 10 aprilie o să apară următorul album Vița de Vie și lansarea o să facem aici în Expirat. What? Da. Am Tras cu toporul un deadline, așa pe care nu aveam cum să-l încălcăm, și am, am reușit să terminăm albumul și l-am făcut. E fictional de album, cum să zic, de care am vrut să scap cu sacul ăla pe care l ai și că mm. viața îți bagă pietre înăuntru. Nu e sacul tău, sunt pietrele tale, dar la un dat vrei să, să scap de ele. Și ăsta e motivul pentru care l-am scos atât de rapid și, și e un album. Foarte matur ca uh, exprimare lirică din punct de vedere a versurilor. Uh, e un album care are două cover-uri care sunt uh, cum să zic, sunt uh, două piese manifest ale culturii rock din România. Sunt două piese care pe frama Ceaușescu au reușit să scape de Uh, comitetele aia de cenzură, nu știu, Șambala, Ludorul Stănculescu, care vorbește de o lume utopică, de unde e condusă lumea, cred că era oia bet sau ceva, că nu știu cum l-au pe Doru să, să, scoată melodia, și becule de la timpuri noi, și pentru că albumul să nu fie o tristețe din asta, uh, a fost o experiență foarte interesantă și piesa pe care am făcut-o cu Nane, este pentru prima oară când stăteam în fața piesei, fără să știu despre ce e cu negativul făcut și într-o secundă mi-a apărut textul mi-a apărut Nane în text și ideea de videoclip deci toate s-au întâmplat like, în 3 minute aveam text, featuring și clipul acum mai trebuia și Nane să accepte știi din fericire a acceptat dar a fost un... Like, n-am pățit niciodată deci tu l-ai sunat pe Nane da. <laughs> da. <laughs> da da, eu zic să... Că merită ascultat și reascultat și, dacă tot am zis, de ascultat rotițele mici din ceasul vița de vie. Da. Asta, asta zic eu, știi? Da. 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 Și este disponibil și pe vinil. Este în continuare disponibil Este disponibil, disponibil pe doar vinil? pe vinil și, și mă rog, în format digital. Mm. Nu știu dacă mai sunt viniluri și că am scos o ediție limitată de 500 de unități la 45 de rotații pe minut. Adică e o ediție audiofilă. Mm. Nu știu dacă mai sunt. Am renunțat să mai scoatem CD-uri. Acum la Fenomenal, de exemplu, am reeditat un număr limitat de casete. Casetele au ajuns atât de scumpe să le producem cât sunt aproape cât vinilurile. așa e? Da. Deci noi în cariera noastră ne-am dorit să scoatem și casete și vinil. Vinilul știu că e expensive. Dar la casetă nu m-am gândit că o să fie expensiv. Da, e... Dar le putem face noi. De multiplicatorul propriu. <laughs> Indie. Man, Adrian, thank you so fucking much for being here. Eu vă mulțumesc de mulțumim. invitație. Aștept să vorbim și de albumul vostru. Yeah, și eu. <laughs> Facem episodul 2, dacă You will be so de kind. De episodul voi despre voi. Dragilor, The Crypto Night Talks, cântei creative, este un podcast realizat de The Crypto Sparks, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Mulțumim că ne-ai ascultat! Și dacă ești încă aici cu noi, scrie-ne un mail pe gmail.com și spune-ne cum ți s-a părut podcastul și ce invitați vrei să mai aducem. Și până data viitoare, nu uita! Ești, ești deja așa, așa cum, crezi cum crezi că ai vrea să, vrea să fii! Să fii. <fie> mai trebuie să repetăm ca să ne sincronizăm! <fie>